Jaguar a declarat că în câțiva ani va trece la mașini electrice, ceea ce înseamnă că acum ne putem bucura de ultimele mașini cu motoare termice de la Jaguar. Dacă este să comparăm cu ce se întâmpla acum câțiva ani, când Jaguar avea în gamă 3 modele, 3 berline și o mașină sport, acum Jaguar are 3 berline, 3 SUV-uri și o mașină sport. Iar astăzi avem berlina de clasă mare, ceea ce concurează cu seria 5, Mercedes clasa Audi A6, Volvo S90. Este vorba despre Jaguar XF. Dacă tot sunt aici, începem review-ul cu portbagajul. Hai să începem cu podeaua falsă, care ascunde o roată de rezervă de mici dimensiuni, de culoare roșie-portocalie. Ei bine, asta costă 200 de euro în plus, dacă ai frica penelor. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Avem 540 de litri, doar că portbagajul este compartimentat destul de adânc și nu foarte lat. Deschiderea, în schimb, este, să zicem, suficient de mare. Avem două cârlige aici pentru plase, mai avem cârlige de ancorare. Aici se află panoul de siguranță, dacă chiar vreți să-l vedeți. Este aici. Bun. Nu mai avem, cred că aveam pe aici undeva, dar nu mai este. Priză de 12 volți, nu este. Aici este rezervorul de AdBlue, pentru că mașina, noi avem un diesel astăzi. Mașina are și sistemul acela de purare a gazelor de eșapament cu ajutorul sistemului SCR cu AdBlue. Și rezervorul este aici, exact ca la XE. Aveți și review-ul cu XE dacă îl doriți pe canal. Rezervorul de 66 de litri se află pe partea dreaptă. Bun, ce am mai observat la acest portbagaj? Nu este capitonat în partea de sus. Așa că dacă pui pe cineva în portbagaj, s-ar putea să deranjeze acest lucru. În schimb, mașina este antifonată, adică are material fonoabsorbant ca peste tot. Nu trebuie să vă faceți griji că se aude zgomot de rulare din portbagaj în interiorul mașinii. Și dacă vreți să rabatați banchetat, trageți de aceste două mânere, dar scaunele nu cad. Trebuie să le împingeți voi. După... E ceva pe portbagaj? Ah, da, ok. Și rabatați bancheta și aveți o podea aproape plană. Interesant este că diferența de nivel nu este în sus, ci este în jos, ceea ce îți permite să pui obiecte destul de voluminoase în acest portbagaj de Jaguar XF. Și dacă vrei apoi să-l închizi, poți să faci asta și din cheie, pentru că are opțiunea de portbagaj electric care costă câteva sute de euro în plus. Modelul pe care îl avem noi aici este un 2.0 diesel, 180 de cai putere cu transmisie automată, tracțiune spate și vreo 10.000 de euro de opționale configurate. Ceea ce înseamnă că avem un preț de 63.500 de euro. Dacă vrei un Jaguar XF nou, trebuie să optezi pentru versiunea facelift, care a fost prezentată, dar nu a apărut încă în România. Dar în schimb poți să o comanzi, poți să o configurezi. Tot ce trebuie să faci este să intri pe autovantage.ro, configurezi mașina, cererea ta pleacă la dealerii noștri de încredere, ofertele se întorc la tine, tu le compari și dacă ești hotărât să-ți cumperi o mașină nouă, trebuie să accepti oferta, iar noi te vom programa la dealer și o să facem tot posibilul ca tu să pleci acasă cu noua ta mașină. Și dacă tot suntem aici, să începem și cu bancheta spate la Jaguar XF. Scaunul este pus pentru o persoană înaltă, se vede pentru că scaunul șoferului este pus în poziția mea, care stau foarte în față. Avem atât spațiu pentru picioare, avem atât spațiu pentru cap, deși nu știu cât de mult se vede, pentru că mașina are o formă din aceasta destul de zveltă. În schimb, în spate ai decupaje în plafon, ca tu să... În spate ai decupaje pentru plafon ca persoane înalte să stea destul de bine. Bancheta este
sau șezutul este la unghi, ceea ce înseamnă că vei sta destul de confortabil. Spătarul este și el amplasat la un unghi ca să nu stai prea vertical, este profilat. Buzunarele fețelor sunt destul de încăpătoare, ai aici mai multe comenzi, materialele sunt bune în spate, ai una bucată cotieră destul de joasă cu 3 suporturi de pahare, ai prinderi ISOFIX, dar ai grijă că s-ar putea să pierzi aceste suporturi. Dacă ajungem în mijloc, nu mai stăm la fel de confortabil, însă spațiul este, trebuie să stai puțin crăcănat ca să stai destul de confortabil. Acesta este un scaun doar pentru copii, la fel ca la majoritatea mașinilor. Avem o priză de 12V, un mic spațiu de depozitare, 2 guri de ventilație și cam acesta este spatele lui XF. Hai să trecem în față. Unde avem unele dintre cele mai confortabile scaune pe care am stat. Sunt din piele naturală și Jaguar îți dă aici o carticică despre îngrijirea pielii. Pentru că mulți oameni care își cumpără mașini cu tapiserie din piele nu știu că pielea necesită îngrijire. Odată la 6 luni trebuie tratată, iar la anumite modele primești chiar și soluție în portbagaj pentru soluție, tratament pentru tapiseria din piele. Scaunele sunt reglabile electric, sunt foarte confortabile cu ceva susținere laterală, poți avea și memorie, dar mașina asta nu are. Ca idee, tapiseria asta pe care o are mașina, Oyster, costă undeva la 1300 de euro în plus. Continuăm cu spațiile de depozitare. Avem o cotieră destul de adâncă, dar nu foarte lungă, în care ai două prize USB și o priză de 12V pentru telefon. Buzunarele fețelor de uși sunt destul de încăpătoare și sunt capitonate, dar nu peste tot. Avem două suporturi, de fapt trei suporturi de pahare în funcție de ce tip de băutură ai. Și aici o tăviță pentru telefon, în care cred că poți să pui și un wireless charging 3 din acela, o tăviță pentru încărcarea wireless pentru telefonul mobil. Torpedoul este și el încăpător, iluminat și capitonat. Și dacă trecem la volan, observăm că avem un volan similar cu cel de pe generația trecută, în sensul că, deși are decupaje pentru degete și padelele sunt puse fix la îndemână unde ar trebui să fie și au și un click satisfăcător, volanul este un pic gros pe aici. El se reglează electric, doar că trebuie să ai contactul pus, iar atunci când tu pornești contactul, el se întoarce, revine către tine. Per total, poziția la volan nu este deloc greșită și ți-o găsești ușor. Iar dacă ai mâinile mari, volanul se va simți chiar mai bine decât se simte acum, pentru că este moale. Uitați-vă cât de moale e. Are o spumă în el și îl face foarte moale. Nu prea am mai observat la alte modele acest lucru. Dacă tot am vorbit de moale, vreau să accentuez plafonul acesta din Alcantara, care este absolut genial. Nu cred că am mai întâlnit un plafon atât de moale. Poate doar la Jeep Grand Cherokee. Și pe parasolar ai Alcantara, îți e și rușine să pui mâna pe parasolar sau pe plafon, având în vedere cât de moale este. Per total, materialele într-adevăr sunt bune. Plastice moi, aici aluminiu sau ceva ce imită aluminiu, plastice moi. În schimb, aici mai avem plastice un picuț mai dure, la fel și la torpedo. Pe fețele de uși același plastic moale, trebuie să aveți grijă la piano black. Ai piano black atât pe uși, cât și pe consola centrală și trebuie să ai grijă să nu cumva să se zgârie. Dacă dai cu chei sau cu telefon sau cu unghii, se pot zgâria. Totodată, materialele sunt foarte bune și pe fețele de uși, tot așa, ai piele sau imitație de piele pe bord, însă există un oarecare contrast între acest plafon din Alcantara foarte moale și plasticul negru care se regăsește în buzunarul ușii aici sus, unde poți să depozitezi cheia, care nu este chiar cel mai moale plastic din lume, ba chiar este puțin dur. Amplasate ergonomic sunt comenzile climatizării, ai aici temperatura în stânga și în dreapta și butoanele care sunt foarte bine puse, adică ai sync, temperatură, ventilator, max AC, parbrizul încălzit, am spus sau o să spun că este opțional un pic mai târziu, unde este difuzat aerul și comenzile pentru scaune, dacă vrei. Problema este că dacă nu ai motorul pornit, nu o să-ți apară nici pe ecran. Butonul de start stop motor este aici, nu de start stop, sistemul start stop, și butonul de volum și de pornire, sistem de infotainment. Iar acum avem pe consolă avem celebrul schimbător de viteze rotativ al celor de la Jaguar și Land Rover, care pe facelift a fost înlăturat în favoarea unui joystick. Mie unul îmi place. Dacă vreau să
pornesc contactul, nu îți iese, trebuie să pornești motorul. La generația trecută ieșea acest schimbător și dacă nu aveai motorul pornit, ci doar contactul pus. Pentru că atunci când tu rămâneai fără baterie sau dacă mașina nu avea destul curent ca să pornească, puteai să o treci în punctul mort și să împingi mașina pentru că bateria era în spate și nu, dacă nu ajungeai cu cablurile la mașină. Aici văd că trebuie să pornești motorul ca să iasă. Și aici avem un material din acesta cauciucat. La vechea generație era metal. Se simte un pic mai bine, un pic mai aderent metalul, cauciucul. Și dacă vrei să treci în drive, pur și simplu rotești de rotiță. Dar ca să o treci în sport trebuie să apeși în jos și să dai în stânga. Și ca să o treci înapoi în drive nu trebuie să faci nimic. Bun. Tot aici avem și butonul de start-stop ca să-l oprești și selectorul modurilor de rulare. Și ai modul normal, modul dynamic, unde ceasurile de bord se fac roșii, modul eco, doar că trebuie să aștepți puțin, și modul ploaie, gheață, zăpadă. Destul de interesant. Hill descentul control pentru că mașina are ADN Land Rover în ea și evident frâna de parcare electrică. Și hai să continuăm puțin și cu tabloul de bord digital. Nu este cel de ultimă generație pe care o să-l găsiți la versiunea facelift. Este o versiune anterioară și dacă vrei să treci prin meniul computerului de bord, poți să o faci foarte simplu apăsând acest buton. Și vezi consumul instant, range-ul, indicatorul eco. Dacă treci mașina pe sport sau pe modul normal, acest indicator eco dispare pentru că nu ai nevoie de el. Ei, văd că n-a dispărut. În mers mie mi-a dispărut. Bun. Îmi place că în funcție de turația la care mergi pe modul sport, se face turometrul se face din ce în ce mai roșu, iar vitezometrul este gradat până la 320 km/h. Deci mașina prinde cu 100, de fapt cu 91 km/h mai puțin, cel puțin în varianta asta de motorizare. Comenzile audio le ai aici, comenzile pentru tempomatul adaptiv sau limitatorul de viteză le ai aici foarte ușor la îndemână. Dacă mai țineți minte, pe prima generație XF, toate patru gurile de ventilație erau acționabile electric. Acum doar cele laterale sunt acționabile electric și dacă oprim motorul o să vedem cum ele se închid doar în lateral. Și ai acest sunet. Interesant detaliu, îmi pare rău că au renunțat și aici. Și observăm că mașina are sistemul audio Meridian. Există două versiuni de Meridian, Meridian normal și Meridian surround, dar există și o versiune standard. Practic, dacă ții sistemul de infotainment acesta de top, deși primești același ecran și la versiunea care nu este de top, mai primești câteva funcții de conectivitate în plus și sistemul audio Meridian cu 10 boxe, 380W și subwoofer. Acest sistem audio se aude bine, însă este, după părerea mea, setat mai mult pe muzică simfonică, muzică clasică și acel gen de melodii de dragoste, ceva de la Tony Braxton, Leona Lewis, Celine Dion și așa mai departe. El se aude bine. Dacă vrei ceva și mai mult, mai dai niște bani în plus să-ți iei Meridian Surround. Sunt curios ce opțiuni vor fi și la versiunea facelift. Iată și sistemul de infotainment cu ecran de 10,25 inch. Jaguar și Land Rover au ascultat părerile clienților și a jurnaliștilor, așa că la facelift au montat unul de 11,4 inch, dar nu asta este lucrul interesant, ci faptul că el este ceva mai aproape pătrat și deși are o diagonală de 11,4, suprafața a crescut cu 45%. Plângerea cea mai mare a proprietarilor și a jurnaliștilor a fost legată de luminozitate. Iar noul sistem de infotainment este de 3 ori mai luminos decât cel actual. Am prezentat sistemul de infotainment în detaliu pe XE și pe E-Pace. Vă invit să vedeți acolo mai multe. Acum trecem în revistă doar câteva lucruri. Avem aceste funcții de swipe, home, setări. Așa este butonul de, așa este meniul de setări. Poți să selectezi luminozitatea sau tema. Navigația mașinii, pe care nu cred că o vor folosi mulți, de fapt cred că va trebui să o folosească, pentru că deși mașina aceasta are sistemul de infotainment de top, nu a fost configurată Apple CarPlay sau Android Auto. Media și selectez sursa de aici, scaunele încălzite, evident trebuie să ai mașina pornită și sistemul de camere pe care vreau să-l arătăm. Bun, sistemul de camere, interesant este că dacă o treci în drive, rămâne tot camera de marșarier. Teoretic, mașina asta are sistemul de camere perimetrale, doar că eu unul nu am găsit un mod
de a schimba unghiul la cameră. Efectiv nu am găsit. Ați văzut că se trece de la wide la ultra wide, doar că nu am putut schimba unghiul de cameră. Ia să vedem. Acum dacă apăsăm, da, nu. Se pare că are doar cameră spate, nu are camere perimetrale, pentru că nici în exterior nu l-am văzut. Dacă vrei să stingi ecranul, ai aici butonul și senzorii de parcare. Parcarea automată nu ai, cel puțin pe exemplarul acesta așa configurat. Și cam acesta este sistemul de infotainment, care va fi schimbat în curând când apare modelul facelift la noi în România în luna august. Am început review-ul invers și acum trecem la exterior. De fapt, trecem la puțină istorie. Ce este XF? XF este modelul de clasă mare al producătorului Jaguar. Da, este berlina de clasă mare. Și există chiar și o versiune break, numită Sport Break, pe care aș vrea să o conduc, pentru că arată absolut genial. Nu că mașina asta n-ar arăta genial. Da, este făcută în Marea Britanie și da, este o operă al designerului Ian Callum, despre care am vorbit în mai multe clipuri despre Jaguar. A fost designer la Aston Martin, a fost designer la Jaguar, a făcut niște modele absolut superbe și acum are propria sa firmă de design. XF a fost prima mașină construită pe platforma D7A. D7 adică Premium Lightweight Architecture, de la asta venea. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că mașina este construită din aluminiu în proporție destul de mare, dar revenim la acest detaliu imediat. Și în parte, această platformă este împărțită cu XE, cu F-Pace și cu Range Rover Velar. Hai să facem și un tur exterior al mașinii, pentru că avem ce vedea, este una dintre cele mai frumoase modele din această clasă. Hai să începem cu grila, care include sigla Jaguar. Mai țineți minte, pe vremuri, celebra sigla Jaguar era amplasată pe capotă. Ei bine, acum brandul a trecut de la un stil mai elegant la unul ceva mai dinamic, mai sportiv și acum avem această siglă. Bun, farurile LED adaptive, full LED, costă 560 de euro în plus față de versiunea normală, iar aici avem fante de aerisire reale. Știți că la orice mașină mai elimină din presiunea din pasajul roții, ajută la aerodinamică și la consum. Hai să trecem ușor, să facem un mic tur către lateral. Jantele 18 inci, ele costă în plus 1300 de euro dacă le vrei fix pe acestea cu două spițe duble. Aici această grilă este falsă, nu este reală, are doar rol pur estetic. Și nu știu cum se vede pe cameră, însă vopseaua aceasta Loire Blue este o opțiune, costă 933 de euro în plus și are elemente perlate sau metal flakes, cum se spune în engleză, de culoare verde, albastră și mov. O culoare destul de interesantă. Încă un lucru, testul de sunet. Vreau să-mi spuneți cum se aude când închizi ușa, cum vi se pare că este construită mașina. Hai să vă arăt un detaliu interesant. Dacă pornim de aici, vedeți toată această bucată. O vedem frumos, frumos, frumos până în spate, vine până aici. Se termină cu aripa. Toată această bucată este una întreagă din aluminiu. Este o singură bucată de aluminiu presat, ceea ce economisește 6 kg față de una din oțel tradițional. Ei bine, aluminiul este elementul predominant folosit la caroseria lui Jaguar XF și dacă este să o comparăm cu generația trecută, mașina este mai ușoară datorită acestui element din aluminiu, sau mă rog, datorită folosirii aluminiu în caroserie și în șasiu, este mai ușoară cu 190 de kg. La gol, versiunea aceasta are 1734 de kg, ceea ce pentru o mașină ce aproape atinge bariera de 5 metri, este o valoare destul de bună. Bun, trecem la flapsul pentru rezervor, pentru capacul bușonului de rezervor, care se află pe dreapta. Și în spate avem celebra dungă cromată, sigla Jaguar, vedeți că este altă sigla, aici este inscripția Jaguar și animalul care este 3D, îmi place acest detaliu. Stopurile la facelift au schimbat puțin stopurile, le-au făcut un pic mai închise și un pic mai dinamice, arată bine chiar și așa și îmi place că avem, la fel ca la generația trecută, și guri de evacuare reale, doar că au un ornament care le fac și mai
sportive și mai elegante, nu știu cum să zic. Mașina aceasta inspiră eleganță, nu inspiră neapărat sportivitate. Și ultimul detaliu pe care vreau să-l punctez aici este capacul portbagajului. Observați că are un mini eleron. La majoritatea modelelor, la majoritatea mașinilor care au acest lucru, acesta este sau are rol pur estetic, ca să mai ofere mașinii un pic de proporție, pentru că majoritatea mașinilor care au spatele așa plonjat, ei bine, nu prea arată prea bine proporționate și se pune un eleron. Ei bine, la Jaguar XF, acest eleron are rol aerodinamic. La 160 de km pe oră, ai 50 de kg forță de apăsare. Ceea ce înseamnă că e ca și cum ai merge cu o mașină normală la 160 de km pe oră și ai avea un luci pe portbagaj. Dacă ați văzut clipul cu Jaguar XE, știți povestea cu suspensia independentă față-spate, nu mai detaliez acum, este o suspensie destul de inteligentă, integra linkul acela, vă invit să vedeți acel clip. Ce vreau să punctez este că, deși avem suspensie multilink față-spate independentă, așa, poți să-ți iei și amortizoare adaptive pe Jaguar XF, dar nu pe toate versiunile. La facelift probabil s-a schimbat acest lucru, nu știu încă, trebuie să-l conducem. Și când o să apară modelul facelift, o să-l prezentăm, pentru că diferențele sunt aproape de la cer la pământ, cam cum au fost și la versiunea, la modelul Baby XF, adică XE. Bun, ce vreau să mai punctez este că mașina are aproape 5 metri lungime, iar ampatamentul are aproape 3 metri lungime, ceea ce o face una dintre cele mai mari mașini din clasa asta și teoretic asta s-ar traduce și la spațiu interior, dar și un pic la manevrabilitate. Unghiul de bracaj, nu știu exact cifra exactă, dar este foarte bun pentru o asemenea mașină destul de mare. Deși a fost testată în 2015 când a apărut, Jaguar XF a luat 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, cu scoruri destul de mari. Probabil că faceliftul, dacă va fi testat, tot atâta va lua, nu există mașină premium care costă de la 50.000 de euro în sus, care să nu ia 5 stele la testele Euro NCAP. În ceea ce privește garanția, ai 3 ani sau 100.000 de kilometri în România pentru orice model Jaguar Land Rover. Și hai să mai arătăm și 2-3 opțiuni pe care le are mașina. Bancheta spate ravatabilă pe care ați văzut-o, 40-20-40, costă în plus 440 de euro. Și dacă vrei parbriz încălzit, cum are mașina aceasta, mai dai 310 euro în plus. Hai să vedem și ce avem sub capotă. Capota care are amortizoare, este antifonată și unde vrei să o lași, acolo rămâne. Adică nu trebuie să o deschizi de tot. Să o deschidem totuși de tot. Nu trebuie să o deschizi de tot ca să vezi ce ai sub capotă, dacă nu te interesează neapărat. În clipurile cu Jaguar E-Pace și Jaguar XE am explicat în detaliu familia de motoare Ingenium, cu detalii tehnice, cu toată polologia aceea pe care o spun eu la mai multe modele. Nu mai are rost să o continuăm și aici. Tot ce trebuie să țineți minte este că aici avem aceeași versiune pe care am avut-o la XE, adică 2.0 diesel Ingenium, 180 de cai putere la 4.000 de rotații pe minut. Și un cuplu maxim de 430 Nm, ceea ce este destul de bun pentru această versiune de putere, un cuplu destul de bun, între 1750 și 2500 de rotații pe minut. Asta înseamnă că motorul se simte forțos la turații joase și va pune în mișcare mașina fără nici o problemă. Cutia automată, ZF 8 trepte, convertizor de cuplu, 5 ambreiaje multidisc, este aceeași cutie folosită și pe BMW-uri, Audi-uri, Volkswagen-uri, etc. Este cutia folosită de majoritatea producătorilor care au motoare amplasate longitudinal și nu vor să dezvolte de la zero o cutie de viteze. Și foarte bine fac, pentru că ZF-ul 8HP este probabil cea mai bună cutie automată cu convertizor la ora actuală. Cifre de performanță. Am spus greutatea, 1734 de kg la gol. Mașina accelerează de la 0 la 100 în 8,4 secunde și se plafonează la 229 de km pe oră. Pentru o mașină ce atinge aproape 5 metri lungime, performanțele sunt respectabile. Și credeți-mă pe cuvânt, mașina nu se simte deloc lentă, o ajută foarte mult cutia. Iar dacă mergi liniștit cu ea, așa cum ea dorește să fie condusă, poți scoate un consum mediu de 8 litri la 100 de kilometri. Pentru o mașină care este atât de mare și e atât de scumpă, 63.000 de euro, nu cred că acest consum va deranja pe cineva. Și am observat un lucru în comentarii. Mașinile pe care le testăm noi fie au motoare prea mici și sunt anemice, fie au motoare prea mari și au impozitul prea mare și consumă prea mult. Hotărâți-vă și voi odată care motoare vă plac. Da, chiar, vreau să aud în comentarii ce motoare
vreți voi să aveți pe o mașină de genul ăsta. Hai să începem partea de test drive pe modul eco. Mergem liniștiți la 30 de km pe oră și mașina rulează la 1250 de rotații pe minut. Nu știu în ce treaptă e la 30. A patra, cred. Ia, dacă îi dau. Da, suntem într-a treia, nu suntem într-a patra, că nu vrea să-mi dea a patra. Dacă ești pe modul eco sau pe modul confort și ai dat din greșeală de padelă, dacă vrei să treci înapoi pe modul auto, ți-ai apăsat de padelă și treci automat în drive. Cam asta este. Cam asta este sistemul. Mașina este mega confortabilă. Chiar și la viteza asta se simte un pic, se aude puțin zumzetul motorului turbo diesel. Dar în ceea ce privește confortul, nu prea am ce să-i reproșez. Bun, hai să renunțăm la limitatorul de viteză și să vedem ce... Opa! Se aude puțin zgomot. Chiar și pe modul eco. Ce am observat la Jaguar și la modelul anterior, pe care l-am condus destul de mult în ultimele 3 luni, chiar și la acesta, cutia de viteze este foarte responsivă. Se tep 8 HP-ul acesta, imediat îți retrogradează, mai ales pe modul sport. Ia să vedem. Mergem frumos în dreapta. Hai, nu mai ținem pe eco, mergem pe normal și pe normal pe drive. Ca așa merge toată lumea. Ce am observat față de alte modele? La Jaguar, motorul se turează destul de mult atunci când tu vrei să accelerezi un pic mai tare. În sensul că se duce până în 2500 de rotații pe minut un diesel. Sau puțin mai mult, pe când la alți producători, Superlin a trecut peste el, pe când la alți producători, cutia are tendința de a schimba repede, de a schimba de vreme pentru un consum mai optim. Mi-a mai plăcut la condus așa, cum are Jaguarul, decât cum am văzut la alții, pentru că la alți producători, răspunsul la pedală devine un pic anemic, pe când aici, 3000, și nu accelerezi tare, tocmai pentru a pune în mișcare mașina. Vechiul model era ceva mai greu și înțeleg rațiunea din spate, adică, ok, mașina este grea, motorul, deși avea cuplu, 2.2 ăla de 200 de cai putere, deși avea cuplu, avea nevoie de cutie ca să-l ajute să meargă mai departe. Am vrut special să ajung pe această porțiune ca să pot să-i dau un kickdown. Deci hai să vedem. 30 de km la oră, treapta a treia, 1200-1300, blană. Vum. Puterea maximă la 4000, se turează până la 4200 și se duce destul de bine. Din ce am observat eu, cum e mai bine să mergi cu mașina, dacă vrei totuși să îi dai un pic de kickdown sau să ai putere în depășiri, treci-o pe manual, alegeți tu singur treapta, nu mai aștepta. Trecem într-a treia și dai. Și nu mai stai. Adică ți-o pregătești dinainte. Bum, chiar și pe modul normal, cutia schimbă neașteptat de bine. Nu că neașteptat de bine, că e vorba de ZDF HP-ul până la urmă. Trecem iar pe drive. Cat. E o mașină care vrea să se conducă relaxat. Te relaxează, nu îți vine să mergi tare cu ea. Uite ce bine întoarce aici. Fantastic. Pentru 5 metri de mașină. Hai să vedem așa. Trecem pe sport, cutia. Trecem pe sport și modul de rulare, pe dynamic, pardon. Și acum tot așa, testul de kickdown. 34 de km la oră, blană. Se turează puțin mai mult, ca cu 100 de rotații pe minut. Și parcă se simte o oarecare tendință de a fi un pic mai alert. Și cutia acum te ține undeva între 3000, între 2000 și 3000 de rotații pe minut, cam unde e cuplu maxim. Și schimbă, nu-mi schimbă, mă lasă în continuare. Da, alte cutii schimbă pe modul sport, dacă tu ești pe la 3000 și ceva, la un diesel schimbă. Asta te lasă, văd, destul de bine calibrată. Și acum, înainte să trecem la partea în care mergem un pic mai alert, vedem cum se conduce mașina. Mergem pe sport.
ți-o ține, ți-o ține îndreaptă, ți-o ține. Dar aici se aude zgomotul de motor diesel, se aude turbo dieselul acela. Apropo, la facelift, așa cum am explicat în clipul cu Jaguar XE, acest motor de 180 de cai, acest motor de 180 de cai putere a fost schimbat cu unul de 204 cai putere mild hybrid. Ceea ce înseamnă că ai un starter generator în locul alternatorului, care te ajută în timpul accelerației cu puțin curent, regenerează curentul într-o baterie destul de mică, de asta nu e full hybrid. Și nu e full hybrid nici pentru că nu poate propulsa mașina doar exclusiv electric. Mă rog, și mai ai ceva căluți în plus pentru liniștea ta sufletească. Evident și un consum mai mic. Aceste sisteme mild hybrid sunt făcute cu scopul de a obține rezultate mai bune la testele de emisii. Nu vreau să spun că trișează, dar asta îmi venea în minte. Pentru că în viața reală, nu știu cât de mult te ajută, jumătate de litru, 0,7 litri. Dar, hai să vedem. Sport, dynamic, cutia pe manual. Să vedem cum se conduce. Vechiul model se simțea un pic greoi. Avea o punte față bună și o direcție relativ comunicativă, doar că se simțea un pic greuță. La noul model s-a păstrat același caracter al șasiului, aceeași calibrare. Wow. Ok. S-a păstrat aceeași calibrare a șasiului, însă calibrarea suspensiei un pic mai bună pentru a profita de faptul că mașina cântărește cu 200 de kg mai puțin se simte. Însă tot o limuzină mare o simți, tot o limuzină confortabilă o simți, nu prea se simte ea în elementul ei, deși caracteristicile în sine, punte față directă, punte spate care umblă după tine și amortizează bine, tot nu-i, deși sunt mai bine ele gândite, tot nu îți oferă senzația aia de mașină ușoară și probabil că nici nu vrea. Da, mașina Jaguar și brandul Jaguar în sine au început să se ducă un pic pe tema asta dinamică, mai ales pe XE. Însă pe XF diferența asta nu se simte atât de mult. Chiar și așa, dacă vrei să accelerezi și să te duci, merge. Nu țopăie mașina atunci când intri într-un viraj tare, nu subvirează devreme, subvirează destul de târziu, iar supravirarea îți este tăiată de către sistemul electronic de control al stabilității, îți este tăiată imediat, adică dacă mașina simte că ea va aluneca de spate, va derapa, va pierde aderența, e bine, atunci ți-o taie imediat. Așa, hai să vedem, depășire a treia blană. Pac, imediat. Păcat că avem un docker care vrea să facă stânga pe linie continuă. Ha! Și mașina se duce. Nu se simte ca un motor de 3 litri, de 3000, în niciun caz. Nu are forța aia la turații joase și nici nu urcă atât de ușor în turație precum ar face un model de 3 litri. Dar nu se descurcă rău. Are o mică ezitare atunci când te dai un pic la ea. Iar pe modul manual te lasă să treci de 4200 de turații de rotații pe minut la cât schimbă ea. Te lasă să te duci în 4000 jumătate, cam acolo. Nu am trecut-o de 4000 jumătate pentru că nu are rost să o omor, având în vedere că are puterea la 4000. Puterea maximă la 4000, tot ce trece de 4000 înseamnă că mașina va avea o plajă de putere și de cuplu în scădere. Și cam așa se conduce mașina. Deci, hai să vă arăt, nu știu dacă se vede. Avem aici ultimul Audi A8. Vreau să întorc să vedeți cu camera, nu știu dacă se vede cu GoPro. Un Audi A8 de un albastru absolut superb. Și așa vreau să încheiem episodul. Bun. Reverse. Și o să trecem pe lângă el. Eu n-am văzut în viața mea culoarea asta pe un Audi 8. Sunt curios de configurația mașinii. Apropo, avem Audi A8 pe canal, noul Audi A8. Deci este un albastru, nu pare a fi metalizat, 55 TFSI 4, adică 3.0 benzină, 340 de cai putere.
fabulos arată. Gata, asta a fost proba de condus. Hai să vedem și trei motive pentru care ți-ai luat această mașină. Este frumoasă și exclusivistă. Cel puțin din profil arată bestial și vei întoarce destul de multe priviri atunci când vei merge cu ea pe drum. Este confortabilă. Aici nu avem niciun dubiu și atât la scaune cât și la suspensie Jaguar s-a descurcat bine. Și este economică. Cel puțin cu acest motor de 2.0 diesel poți scoate consumuri foarte bune și nici lentă nu este mașina. Am explicat cifrele de putere, nu este niciun dubiu. Hai să vedem trei motive pentru care nu ți-ai cumpărat mașina aceasta. Apare facelift-ul cât de curând și o ai zice să așteptați, pentru că diferențele în ceea ce privește tehnologia și mai ales la interior sunt destul de mari. 2. Există un mic dubiu cu privire la fiabilitate. Jaguar și Land Rover nu s-au descurcat foarte bine în ultimele studii de fiabilitate. Trebuie să luați și acest lucru în considerare și dacă vrei o versiune super dotată, este posibil să treci de 60, poate chiar 70.000 de euro. Așa că mare atenție la configurare. Și gata, ăsta a fost episodul cu Jaguar XF. Dacă v-a plăcut, ne ajută mereu un like, ne ajută un subscribe foarte, foarte mult. Am observat că mulți dintre voi ați început să vă abonați, deși încă 70% dintre voi se uită neabonați. Putem să avem 100.000 dacă vă abonați cu toții. Și dacă distribuiți și prietenilor voștri, mai învață și ei un lucru, două despre mașini. Nu uitați că vă puteți achiziționa o mașină nouă prin intermediul AutoVantage. Nu uitați și de EcoVantage, proiectul nostru de strângere a gunoaielor de pe jos și de educare în privința mediului înconjurător. Și nu vă spun asta des, dar în descriere găsiți Facebook-ul și Instagram-ul nostru, atât al meu cât și al brandului, cât și Instagram-ul lui Dan. Aruncați un ochi pe acolo dacă vreți să mai vedeți story-uri cu mașini și chiar să discutăm. Cei care m-ați contactat pe mine ați văzut că vă răspund. Gata, ăsta a fost episodul. Acesta a fost Jaguar XF în culoarea Loire Blue. Loire de la Valea Loirei din Franța, de la ce vine Loire. Așa, eu am fost Luci, Dan la cameră, v-am pupăcit.